ca să fiu copilul tău și să mă adăpostesc la umbra ta. Să știu că mă iubești, Iisuse, Domnul meu, și m-ai răscumpărat la Golgota. Iisus, Tu ești păstorul ce niciodată mi-ai trăit în fără se. Tu ești ozotitorul ce iubire cazuri din doar după o protei. Iisus, Tu ești păstorul ce niciodată mi-ai trăit în fără se. Tu ești o mie lângă mine de-ancă de-a și zeci de mii chiar de-am primit. Când știu că lângă Tu ești, Doamne, pașa mea, eu plâng cu acei de Tine mântuiți. Iisus, Tu ești păstorul ce niciodată pe ai tăi nu-i părăsesc. Tu ești ocrotitorul ce iubire cazul fiu acumă omului. Haideți să urmă biserica! Iisus, cei ce se încred în dreapta ta și împreiere stau mereu la post. De râsul celor răi nici când nu se vor da, căci Tu ești, Doamne, adorată vor. Iisus, Tu ești păstorul ce niciodată pe ai tăi ca să fiu copilul meu și să mă adăpostesc la umbra ta. Să știu că mă iubești, Iisuse, Domnul meu, și m-ai răscumpărat la Golgota. Iisus, Tu ești păstorul ce niciodată pe ai tăi nu-i părăsesc. Domnul! Cântăm cântarea care îți contăm împreună cu frații. Ai rog toți frații ca să ridice în picioare, cât de fricoșat e locul unde Domnul ne vorbește prin cuvânt. Puneți-o pe monitor și să cântăm împreună.
sol minor. Să ne cercetează, că
spus Mântuitor, când era la noi jos pe pământ, doi sau trei vor fi împreună, sunt și eu prezent prin Duhul Sfânt. Vrei să simți a Lui prezență, dacă vrei să-i vezi puterea sa, chiar pe Iisus ascund credință și pe boala haine nu lăsa. Fără două minute. Mai cântăm o cântare, așa mi-e drag să cânt împreună cu voi și împreună cu dumneavoastră. Știți ce cântare aș vrea să... A fost o dorință. Cineva mi-a spus dacă s-ar putea cânta cântarea asta. Hai la final, noi ne retragem după aia, nu trebuie să vă supărați pe noi. Rămân frați aici și eu cred că va fi vinul cel mai bun la urmă. Vinul cel mai bun va fi la urmă. Hai să cântăm împreună și poate sunt prieteni aici. Și poate nu ți-ai pus întrebare niciodată. Oare numele tău va fi scris în cartea vieții? Eu am întâlnit oameni care au spus, oare eu voi fi mântuit? Și a spus, la Dumnezeu totul este cu putință. El mântuiește, El iartă, El scrie nume în cartea vieții. N-ai vrea în seara asta să scrie numele tău în cartea vieții? Vreți de aici? Care este de aici care vrea să fie scris numele în cartea vieții? Nu vreți toți? Mă întreb, poate n-ați înțeles. Nu știu să întreb în altă limbă, numai românește. Vreți ca numele voastre să fie scris în cartea vieții? Amin! Mâna sus! Aș vrea ca Dumnezeu să se uite la mâinile care s-au ridicat și toate mâinile care s-au ridicat în seara asta să fie scrise numele lor în cartea vieții. Când se vor citi numele? Când trâmbița Domnului va suna judecata, cine-i la monitor acolo?
via și în nemurire vor fi îmbrăcați. Când ce se vor desfăta cu toții în lumina sa, slavă lui că eu voi fi cu cei curați. Dacă ești aici în seara asta și numele tău nu este scris în cartea vieții, eu cred că nu este o supărare. Dacă v-aș îndemna că să veniți aici acasă, frații păstori, să vă rugăm pentru voi. Uitați ce spune ultima strofă. De la Domnul Imireasă sus în cer va triunfa și în cortul lui cel sfânt va locui. În curând iau în sus, slavă mare vom purta, slavă lui între cei sfinți și eu acolo îi fi. Vrei să fii și tu între cei sfinți? Haideți să ne ridicăm cu toată biserica Mișoară. Și dacă ești aici în seara asta, nu trebuie să ieși acolo la voastră. În seara asta până la final, poate Dumnezeu te va cerceta. Și vei ieși aici în față, frate, să vă rugă pentru mine. Când a Domnului mireasă dus în cer, va triunfa și în cortul lui ce sfânt va locui. Când cu lumi de aur sus, în slavă mare vom purta, slavă lui între cei sfinți și eu voi fi. Ceva. Am un prieten foarte bun, am mai spus-o, dar simt așa din partea Domnului să spun în seara asta aici. Am un prieten foarte bun în America acum. El este român, dar locuiește în America. Am fost la el acasă și mi-a povestit o scenă din viața lui. M-a învățat foarte bine la școală. S-a dus la Brașov ca să dea pentru facultate, să intre la facultate și s-a pregătit și a spus, mă duc și intru la facultate. A mers la examen, a dat examen, a spus el, am scris tot și am luat examenul. Numai când a venit peste două săptămâni, s-au afișat listele cu cei care au intrat la facultate, el s-a dus împreună cu câțiva prieteni de-a lui și s-a uitat pe listă aproape 300 de studenți și a citit de la 1 până la 300. Și numele lui nu era scris acolo. I-a spus la prietenii lui, uitați-vă voi, poate eu am emoții și nu văd numele scris aici în lista care a promovat să intre la facultate.
s-a uitat tot și numele lui nu era scris acolo în carte, pe acea foaie. Așa s-a supărat și a spus, am învățat și n-am intrat. Și s-a dus acasă supărat și mama lui l-a îmbărbătat și a spus așa, Ionică, Ionică îl cheamă, dacă ai pierdut ceva în lumea asta, când ai intrat la o facultate și nu ți-ai găsit numele scris acolo, nu-i nicio problemă. Mai dai o dată. Dar bucură-te că numele tău este scris în cer. Te mai întreb încă o dată în seara asta. Ai siguranță că numele tău e scris în ceruri? Ești aici. Nu trebuie să-mi spui mie. Am spus până la final, Dumnezeu te va cerceta și vei veni aici. Sunt oameni lui Dumnezeu care se vor ruga pentru tine. Noi vom pleca. Nici nu ne interesează cine vine sau cine nu vine. Sau dacă ai curaj să intri, sau dacă oprești pe fratele păstor la final. Nu e important asta. Important ca să spui că în seara asta vreau să-mi fie scris numele în carte vieții. Mai cântăm o dată când se vor citi numele. Când se vor fratele Ionică să cânte pe noi, plecăm, să rămâneți așa într-un mediu ambiant așa de cântare și noi ne vom retrage ușor cu ajutorul Domnului.